Discredincioși, vom mai citi un capitol din Învățăturile Părintele Arsenie, din Cartea Cuvinte Vii, despre cunoașterea lui Dumnezeu. Așadar, Părinte Arsenie Boca, Cuvinte Vii, cunoașterea lui Dumnezeu. Creștinismul se adresează persoanei, se adresează celor trei facultăți ale sufletului, cunoașterea, iubirea și voința. Texte. 1. Cunoașterea Sfintei Treimi, aceasta este viața veșnică, Ioan capitolul 17, versetul 3. 2. De mă va iubi cineva, poruncile mele va păzi și voi veni împreună cu Tatăl și la El ne vom face locaș. Ioan capitolul 14, versetul 23. 3. Iar voi fiți desăvârșiți, precum Tatăl vostru cel Ceresc, desăvârșit este. Matei, capitolul 5, versetul 48. Iată, deci, trei însușiri sufletești. Cunoașterea de Dumnezeu ca o condiție a vieții veșnice, iubirea ca o condiție a îndumnezeirii omului și voința ca o condiție a desăvârșirii. Nu ni se cer lucruri imposibile. Desăvârșirea să nu sperie pe nimeni. În fiecare ins, e ascuns o măsură a sa pe care o poate ajunge. Fiecare i s-a dat puțin, sau cel puțin un talent, cu care poate să-și câștige mântuirea. Ni se cere doar o concentrare a puterilor noastre sufletești în jurul lui Isus, în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii, ale cunoștinței și ale înțelepciunii și ale iubirii, am putea spune. El este calea și ușa împărăției, cuvântul. De se vor aduna doi sau trei în numele meu, acolo voi fi și eu în mijlocul lor, se poate înțelege multe feluri după Sfinții Părinți. Se pot înțelege, adică oamenii, doi, trei oameni adunați împreună, se pot înțelege și cele trei puteri ale sufletului de care am pomenit și se pot înțelege și cele două, trei părți ale omului, sufletul și trupul, care tot Hristos le unește. Subliniem această centrare a făpturii noastre în jurul persoanei lui Isus, fiindcă de această centrare a firii noastre în jurul lui și în mijlocul lui Dumnezeu atârnă calitatea creștinismului nostru. E un creștinism defectos acela care exaltă mai mult dintr-una dintre aceste trei însușiri ale sufletului. De pildă, creștinismul trăit numai prin cunoaștere, care pune accent numai pe cunoaștere, acela duce la raționalism, la o micșorare a lui pe măsura minții omenești mărginită și neajutorată. Nu mai e nici iubire, nici sentiment, căci, adică la partea a doua, nu e nici numai iubire creștinismul sau sentiment, căci aceasta duce la misticism care nu e sănătos și în cele mai multe cazuri sfârșește prin fanatism. Nu e nici numai voință, căci numai cu această însușire se ajunge la activism și autoritarism, un fel de dictatură în numele lui Isus. Prin urmare, câtă vreme facultățile sufletești nu sunt unificate în Hristos, omul nu e concentrat în jurul lui Dumnezeu. Creștinismul său e un creștinism sectar și dătător de sectă. În confesionalism este ceva sectar când se exaltă deosebirile și le se dă importanța pe care nu o au. Îmbinarea armonică a însușirilor sufletești, aceasta este ceea ce urmărește creștinismul prin crearea omului nou, căci acestea erau în Iisus Hristos. Unde găsim pe Iisus? Ascuns în poruncile sale, acoperit în tainele sale, nevăzut de față în orice cruce a vieții, întreg în biserică, în marea oște a bisericii. Pe Dumnezeu nu-L putem cunoaște decât prin Iisus Hristos, care e calea noastră către Tatăl.
Pe Iisus nu putem câștiga fără poruncile, tainele și crucea sa, prin care făptura noastră se strămută din vrajba celor de aici în pacea împărăției ce va să fie. Găsim pe Iisus, ne găsim pe noi înșine destinul și veșnicia noastră. Oradea, 5 iunie 1949. Dumnezeului nostru slavă, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.